Give me. E un joc periculos aici. Dar nu neapărat, poate să fie și invers. Băi, eu scap, ce bine îmi pare. Da. Dă mai două dată că este râgă. Pică pe Sergio astăzi, nu știu ce se întâmplă. Astăzi e ziua lui Sergio. Dar schimbat cadrul ăsta, ce se întâmplă aici? Nu înțeleg. Puneți cu mine. Sergio nu e. Era doar un joc, opri că nu o luau personal. Ce joc? Joc de... Sergio, trebuie să mă provoci. Să-i provocare, Bianca. Sau să-mi dai adevărul. Provoc. Niște fasole. Cum? Fată cu mâncatul, mai mult, deja mă roade stomacul. Mamă, eu nu pot să mă usă. N-am usă să pupe cu Livian. Nu mai da, nu mai, că nu mai e. Nu mai ies, nu. Dă-i o pedeapsă. Ajutor ceva, un consiliu, ceva. Nu, dă-i ceva. Un consiliu. Da, mă, să-l ia așa de cap. Asta fac. 30 de secunde. În nas și în ochi, îi supărat. 30 de secunde. E pedeapsa mea aia. Plânge! Mamă, ce miroase aici! Marius, cu extra! Muhaha! Ia-l de cap bine. Ăla-i, tată. Ochii deschiși, băiatul. 30 de secunde. Mă pișcă! Hai, mă pișcă ochii! Te desfânt nările. Deschide gura. Deschide gura. Inhalează. Ce-mi ține ligii? Mai bine acceptai pupicul. Respira. Mai bine acceptai pupicul și nu s-a ajutat. Nas, Bianca. Nu mai făceam ăsta dacă nu... Linge-l pe ochi. Nu se întâmplă. Mai... Dă-i o limbă pe ochi. Ca să-ți facă nas. Dă-i o nas acum. Nu știu. Cum e? Undeva acum pe asta. Uite să rege Livian! Ce e bine în viață, de-aia eu spun, am ajuns până la vârsta asta și că am avut niște așteptări, poate nici eu nu le-am oferit, sunt sigur că am o grămadă de defecte, mi le asum, dar nici n-am întâlnit femeia care să... O să o întâlnești, că te știi când, când nu te aștepți. Știu, când e lumea mai dragă, dar eu de-aia am spus că toată lumea... Când te duci la sală odată și... Băi, deci crede-mă... Hai să spun ceva, Andreea, trebuie să... Eu de ce îmi plac mie femeile mature? Hai să zic că eu sunt agitat, eu iau foc repede, mă apri... Bă, frate, o femeie matură știe când ești agitat... Nu mai ai timp pentru immaturitate. Nu, nu, știe, te vede că ești agitat, te simte, că o femeie matură simte, o copilă nu. Nu e femeie, mă, femeie nu e la 20 de ani, să ne înțelegem, n-ai cum să fii femeie la 20 de ani. Despre ce vorbim? Trebuie să treci prin niște etape ale vieții, să te călești, experiență. Să ai niște suferințe, să treci prin mai multe relații, nu e chiar așa. Femeie. Trebuie să ai experiență. Femeie, că ce, că mi-am făcut, mi-am pus păr și am extensii și buze, sunt femeie. Ce femeie? Încă un argument ce nu mi-a place, mi-a spus, frate, tineret, fete de 18, 19 ani, 18 ani, silicoane, buze. Da. Bă, frate, asta e generația. Botox și acid la 19. Asta e generația. Te uiți la o fată de 18 ani lângă una de 30, la fel, nu e nicio diferență. Băi, frate, dar acum s-au făcut toate, zici că surori, siameze, s-au făcut toate, nas, același tipar de femei. Numai că era prea abuzat de faza când honey, sunt mai frumoasă ca tine, honey. Nu, râdeam, dar că măcar nu... Iubitul meu râde la fosta. Frumos. Atât am avut de zis. Și în primul rând, dacă ai auzit ce am zis-o mai devreme? Ce am zis acolo? Ce sunt cu astea proaste? Am înțeles ce ai zis. Da? Ce credeam de aia? Ce credeam într-adevăr ce zicea aia? Da, ai râs de mine. Nu, n-a râs de tine. Și de-aia în care am zis-o după? Ce ai zis? Am zis, ce sunt chestiile astea proaste și ea și-a făcut Sergio, ce sunt chestiile astea proaste? Da. Și în gândul meu era, ce vrea mă și asta? Înțeles, nu era, credeam eu de tine, ce... Nu-i bai, că o să-ți dau eu materialul în care, cum ai râs, cu poftă. Am zis-o cu poftă la ea, pe bune, cred că mi-a interesat pe mine. Nu, ai râs la guma pe care o făcut-o. La guma pe care o făcut-o. O slăbit Căta, o slăbit și Ligi de când e aici. Ce? Zic, Ligi a slăbit, era mai format de când a venit ea prima oară. Mie mi se pare, m-am uitat la poza aia cu ea și la și e mult mai ok acum. Eu cred că a slăbit un pic. Nu, dar da, a slăbit, da. Mă refer că a slăbit la fizic. Avea tonus, cum arăta. Era mai umflat, așa, da, corect. Dar mi se pare că la față e mai ok acum. M-am văzut poza aia, i-am zis și ei, bă, Ligi, dar tu ce-ți făceai când aveai? Dar e, eu spun, dacă vorbesc acum iară se înțelege că am văzut în viața fata mai naivă. A? Mai naivă în viața mea. Dar nu că e naivă, e influențabilă. Da, dar și influențabilitatea, tot din naivitate se naște. Dar e, are, nu știu, e foarte ok, are suflet foarte mare. Da, știu. De-aia am spus ei, ești rezultat, nu ai ce să cauți aici, fată, nu ai ce, eu așa văd lucruri. Ce ai pățit, Cătălin? Nimic. Nu? N-ai văzut dansuri? Nu, nu am văzut, n-am ochi pentru dansuri. Mă bucur, în schimb, Ligi, că te distrezi și ești bine. Eu, Livian? Bravo. Da, sunt bine. Tu? Ești bine? Ești bine? Eu? Păi de ce să nu fiu bine? A, e bine. Să nu-ți vină vreo idee. Nu vreau să te mai văd plângând, de-aia mă bucur. Dar când ai plâns? Când oamenii plâng, face parte din ei. Tocmai, mă bucur să te văd așa. Ce-am zis? Foarte frumos, bravo, distrează-te. Ne distrăm, normal. Foarte bine, bravo, frumos. Asta e vibe-ul. Haideți, next. Hai. Next. A picat așa? Da. Cine e Livia lui Diana? Stai că eu trebuie să dau. Hai, ia ce cauți? Hai, Livian! Mamă, ton! Nu-mi da să bea eu din ăla? Pausi. Să nu-i răzmânece, că vrea să slăbească. Ulei de ton, așa e? Ulei. Haide! Și altfel dă Ianuca! Mă duc la baie, nu vreau să mă... Hai, ce să zic! Hai că și eu. E Nicoa. Te duc la baie și fii atentă. Dacă nu vrei să vei, hai că mergi după aceea, nu te și speli. Cel mai bine, Diana. E așa scârbos, nu e ca uleiul de vara asta. Dacă vrei să spun și carne. Nu. Serios, nu, e ok. Pești, fată. Gargară și le schimbat. Nu, e mai ok. E ok, crede-mă. E omega-3, ce-i rău? Omega-3. Omega-3 din bani. Omega-3. Da, e omega-3, vorbesc foarte greu. Auzi, uleiul de pe pește nu are omega-3. Da, și m-a râs după aia. Îi face bine, dar e ceva la sală. Eu dau la blau dimineața, serios, e ulei de pește. Sistemul cardiac, serios. Bei și bei apă. Golim, rezervă cu copa. Noi te beam de la înainte de cafea dimineața. Aia, îl dai, hop, clotești și upă Gabi. Faci așa pe buze, să-ți rămână. Vino Gabi. Unde ești? Aici, asta cu ceapă. Abia mi-a ajuns cu pula de usturoi în stomac. Haide că aici. Eu n-am înghițit deloc. Nu se cheamă. Este, da. Repede, nu te mai gândi. Trebuie să urmărești. Hai că Diana, ei clătești, îl pupi și spui. Sau înghiți. Hai. Hai, Diana. Țete din nas. Ăia sunt cele pus către aici, au mâncat pe taur. Serios? Am crezut că ai. Îți dai seama, taurul. Hai. Ooooooo! Doamne ferește-mă, vai, că știi ce-mi fac cruce, mă, îmi fac cruce. Dar ce faci tu, știi ce-mi fac cruce? Cruce-mi fac. Așa, dar ce faci tu? Ce faci, te rog, băi? Tu n-ai făcut nimic, da? Nu. Bine, așa să fie. Ce frumos e prosopul ăsta roz? Culoarea asta nu-ți place, nu te uiți la culoarea asta. Nu-ți făcut mie după culoarea asta? Dar ce vrei tu să faci cu sânul? De ce vrei să pleci? Stai tu aici, mă, băiatule, nu pleci tu niciunde, stai aici. Băi, ce mai puteți să faci culoarea aia, că nu știu ce? Bă, tu nu ce m-ai gustat culoarea despre nu m-ai gustat de mine de aici? Bine, am înțeles. Sergiu! Vă pupăm! Sergiu! Tu ești Iuda, Sergiu! Iuda! Pa, pa! Dedicăm o melodie din suflet pentru voi. Păi ce faci? Azi ești aici, mâine dincolo. Păi fac ce vreau, opric, că sunt al nimănui. Ești Iuda, Sergiu! Ai auzit? Auziți, ne ducem la film, vă iubesc! Sănătate, la revedere, fake-uri, pa, adios! Fake people! Oh, oh, no, yeah! Nu știu, a face o combinație 100%. Nu sunt băiatul nimănui eu. Hai că sunt lasă ceva. Păi am vrea să nu există să fii imparțial. Ori ești sau ori ești. Sau unde vreau, nu vezi. Foarte bine, nimic de acolo. Tot ai mâncat din aia, Livian. Iar interpretează aiurea. Nu mai mă primiți? Dar ce aia? Doamne, n-am nicio problemă, Sergiu. Mă goniți de acasă? Tot? Dar ce aia? Ce aia aveți în pahar? E bună aia. Dar fă ce vrei, dragul. E normal că fac, de când am venit. Hai mă că e bună. Dar oricum aici nu mai e ce să cauți în formatul. Sergio, te dai așa după cum bate vântul. Unde vezi că e bine, te duci acolo. Dar la... E bine, e foarte bine. Opri că eu mă duc unde vreau, n-am nimic cu nimeni. Da, dar nu ești de încredere așa, nu prezinți încredere. Nu trebuie să aibă nimeni încredere în mine. Exact ce am spus și eu de la început. Dar eu n-am încredere în nimeni, opri că. Păi dar cum să ai încredere dacă tu nu prezinți încredere? Păi aici ce este? Păi trebuie să oferi încredere ca să primești încredere, Sergio. Dacă am venit aici, ce înseamnă? Că nu e încredere? Da, în fine. Las-o așa. Las-o așa cum o căzut, da. Oricum n-am nevoie să mai prezint încredere în fața ta. Brațul din carantină asta. Ce-i, mă, vrei ceva dulce de aici? Vrei o prăjitură, ceva? Aia mea, mă! Lasă-o, bibi, că ți-au alta la aparat. Aia mea, mă, dulciurilor! Acum mă gândeam să o mănânc. Da? Haide, vii aici sau mănânci? Asta era barosanul din pușcărie. Asta cel mai tare din pușcărie, da. Da, știi pe ăsta, am văzut în Paula. Și ăla care a intrat pe nedrept l-a ajutat pe ăsta, l-a salvat, frate, și acum îl ajută. Să vrei să-i țină camera. N-aș pot, dacă n-ați văzut de la început, dar o să-l vedeți, bă. O să mă uit oricum. Neapărat. Ce vrei? Am pus, mă. Măcar vă relaxați, stați liniștiți. Bro. Ce, la valera ta? Abi. Puneți la valiera. Hai, bine, vin aici să stăm odată. Să stăm, mâncat. De ce finuță e asta, fată? Vătătoare la... Doamne, ce frumoasă fata asta. A dus o dată la pușcărie. Asta e a doua oară sau a treia oară când o duce. Da, a doua oară. E copila lui... La nebun. La nebun, așa-i? Da. Își riga copila Lugo, Ligi, Lugo... Da. Nu știu ce să fac. Lingo. Gata, să pleacă! Dau teroare! Nu spera să pică atunci. Gata! Gata, hai înapoi! Hai, băieți! Haideți, mă! Ce vă fac de asta cu tăi? Hai, mă, că-l... Îl trage... Dă-ți înapoi de la jumătate! Gata! No problem. Da. Iubire, am la bariera lui Roxana, știi? Ei, ce faceți cu tine? Gata, ultima a fost. Auzi, acum să mai vină o dată, băieții. Acum să mai vină încă o dată. Da, ar fi tare rău. Ar fi prea... Ia, vin. Și aici au mers într-una. Da, au urmat. Dar trebuie să vedeți asta, ce muzică avea mai atunci. Putar. Bă, ce răcoare aici. Da, ia acum, acolo e mai... Deci, mă, chiritul. Vecea? Ce apă, dacă ai un cățel de ustroi. O trat din Ploiești. Dar ce s-a supărat că mai pus să mă duc să-i zic chestia aia la Berna? Cine? Cred că ei au plecat că tot îi băgam în pelepse, nu? Doamne ferește, a fost la Caterin, de am și făcut gestul, se prindă că e... Bine, și-o dat seama că e Caterin. Mi s-a părut la... așa de... Nu, n-ai văzut și la Sergiu cum i-au răspuns. Și oricum, ți-ai permis părerea mea, că nu ai făcut nimic. Ea a zis că se aștepta să-i dai cu ceva în cap sau des. Ea? Da, da, ne ferește. A vrut să o ducă la altă extremă. Nu se fac așa ceva. Așteptat din partea ei. Că n-am crezut că dă cu ceva sau că mi-aruncă. Da, dar deci cum să faci așa ceva? Înseamnă că avea ciudă pe ea. Nu, mi s-a părut că o să o doară mult mai tare. Ce spui tu decât stai că-i dea cu apă sau cu ceva. Dar nu am vrut, cum să fac, apoi chiar se interpreta cam ceva cu ea. Era mai categoric. Păi știi cum e, că unii concurenți din casa asta profită că e virusul ăsta, înțelegi? Că stai niște, că dacă n-ar fi virusul... Oricum n-ar pleca. N-ar pleca niciunul, crede-mă. Sau ar pleca 1-2. A fetelor să zic o chestie. De la început de 2 luni, că se tot plâng toți, Cătălin, Turcu, Roxana... Roxana a plecat, de ce s-a întors? Pentru ce s-a întors? De ce? De ce... De ce... De ce nu a rămas afară cu cuplul ei? Pentru ce au venit aici dacă au avut cuplu? Nu știu, atunci mi-am dorit să plec. Dar m-am gândit, dacă chiar ar vrea să plec, mă în spate la producție și spune că e o problemă foarte gravă și inventat ceva. Mi s-au suce unghiile. Chiar trebuie să plec acasă, e bolnavă burica, trebuie să n-am inventat, eu fix asta am făcut, m-am. Păi nu, asta zic, dacă vrei chiar vrei și motivul nu e atât de... Da, corect, sau faci ca și mine. Vreau să plec, nu vreau să plec descalificată, ajutați-mă într-un fel. Și am vorbit cu ei, că nu m-a interesat ce au zis. Și oamenii din casă nu m-au votat și am făcut schimb cu Andra. Atât de mult mi-am dorit să mă duc acasă. Deci când vrei cu adevărat să pleci, pleci. Ok, nu pleci ca și Mircea. El a avut 2-3 săptămâni de emisiune, nu era interesat, nu avea interesele lui. Și-o permis. Dar eu că am stat atâtea luni aici, din bun simț, am mers în spate, am cerut drumul, la revedere. Și m-am întors exact așa cum am plecat, frumos. Așa e normal. Așa e normal. Chiar dacă nu mă lasă să plec, încerc să respect emisiunea, că... Exact, hai cum dacă e corona asta, virusul, profiți de oamenii ăștia și vorbești în ultimul hal și faci ce vrei și dai și arunci și vorbe, nu mai vreau să stau. Păi stai, dragă, la hotel, descalifică. Au zis oamenii ăștia că dacă suntem eliminați, totuși o perioadă poți să stai... Poți să stai la hotel, păi mai bine că ne scuteți pe noi. În continuare ți se oferă cazare și mâncare. Acum mai mult de atât ce să facă oamenii ăștia, sincer. Deci am făcut și cu 6 băieți și 7 fete. Deci poți să pleci. Și la ei poate. Suntem oameni, măi, mai vorbim fiecare. Dar puțin, dar nu vorbim în ultimul hal. E vorba de respect. Respectul trebuie să-l ai indiferent de tensiunea pe care o simți. Stai puțin, dacă noi ne cerem. Despre oamenii care se uită la film în acest moment. Vorbesc cu Roxana, că au ieșit din emisiune și... Nu e ok, n-am. Nu neapărat la toți care cer să plece acasă și sfidează emisiunea. Nu, dar li s-a mai facă chestii de genul. De exemplu, că mergeau să mănânce ea și cu Turcu. Li s-a spus să nu mai facă chestia asta și au fost iertați de 2 ori. Mi se pare că... Păi da, și eu dacă ești la țigare, dacă e să pună la țigare aici, imediat vine la tatuaj și mă întorc înapoi, înțelegi? Și pe mine. Și pe mine la fel. Eu dacă ies 2 minute aici, vine și mă bag acum. Te-ai gândit oarecând și asta e problemă. Am vorbit și acolo de respect total. Da, asta da. N-am nicio problemă cu nimeni care face chestia asta. Nu mi se pare că ne respectă pe noi, ceilalți, atât fete cât și băieți, care încă ne aflăm în această casă. Ba nu, vă face un favor, că voi ăștia bunii care sunteți așa de buni și respectați emisiunea, vă puneți în valoare, ei nu. Bă, ciobanule, că ești ca un cioban! Nu mă mai zic! Mahala! Ciobanule, că nu te vrea nimeni, refuzatule! Berna, dar voi de ce nu plecați acasă dacă nu vă place în emisiune? Pleacă tu acasă cu Livia, nu să pleci acasă. Fată, hello, vorbesc de cuplul nostru. Hai, stai tu cu minte și lasă-mă tu în pace, da? Nu mă interesează pe mine ce zici tu, hai, lasă-mă. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like, și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.